Ministrul Finanțelor Adrian Căciu a avut o întâlnire cu Comisarul European pentru Economie, Paolo Gentiloni. Oficialul de la București a transmis că discuțiile avute sunt legate de măsurile luate în comunitatea europeană în contextul refugiaților și al scumpirilor. Mesajul care se transmite din partea Comisiei este un mesaj de susținere, de solidaritate și de unitate la nivel european. Chiar rezultate foarte bune în această colaborare dată de situația provocatoare în care suntem puși, situația complicată, nu numai România, ci toate statele europene, creată de conflictul din Ucraina. Măsurile de răspuns la nivel statal, dar și al Uniunii Europene, astfel încât statele membre să poată face față afluxului de refugiați, gestionării acestui aflux, integrării refugiaților atât pe piața muncii cât și în zona de educație, măsurile economice pe care statele membre trebuie să le ia și pot să le ia în contextul în care există șocuri pe lanțurile de aprovizionare, mai ales în zona de energie, combustibili și alimente, modul în care statele membre rămân angajate în planurile naționale de redresare și reziliență, și aici chiar am avut o trecere în revistă asupra modului în care PNRR în România este în grafic.